Bună dimineața, bine v-am regăsit, e marți, e 14 ianuarie, ne apucăm de muncă, nu? Gata, a trecut Revelion, Sifon, a trecut până și Revelionul ucrainenilor, să le spun eu, la mulți ani. Și de acum muncim până la ziua îndrăgostiților, Valentine's Day. Așa, mai au elevii o vacanță scurtă imediat, atât de o săptămână, am înțeles. Dar asta nu ne împiedică pe noi să muncim. Cu alte cuvinte, să contribuim la propășirea materială, spirituală a patriei noastre. Atâta cât a mai rămas din ea, dragi spectatori, că vedeți ce se întâmplă. Unii vor să o cumpere așa, alții altfel. Eu le spuneam în urmă cu mai mulți ani că zeci... Să vină cineva să-mi închidă ușa asta, vă rog frumos. Așa. Eu le spuneam că nu zeci, sute de ani s-au bătut ai noștri pentru apărarea patriei cu turcii. Și dintr-o dată n-am mai trebuit să ne batem, când turcii și-au dat seama. Pe români nu pot să-i bată, ăștia sunt răi. Dar hai să că putem să-i cumpărăm. Și așa au făcut. Și astăzi cred că nu există familie în care să nu fie cineva să poarte niște bijuterii de origine turcească. Așa. Turcii sunt omniprezenți, eu personal știu două societăți comerciale conduse exclusiv de turci aici în satul mare, dar spre deosebire de noi, și îmi pare rău, regret că trebuie să spun asta, dumnealor sunt mult mai serioși la muncă, la toate alea. Ba mai mult, am avut de-a face în turism și cu turcii și sunt paroliști, adică punctualitate dusă la extrem. Dacă el spune că la 12 fix va fi acolo, e la 12 fără 5, poate și fără 10 și te așteaptă. E, despre asta e vorba. Germanii tot prin asta s-au ridicat. Actorul nostru din Fast and Furious, Peter Walker, cu ce a făcut accidentul? Cu un Porsche. Vezi în videoclipurile, și cred că germanii sunt foarte mulțumiți, încântați, în toate videoclipurile americanilor, ce apare? Porsche, Mercedes, BMW și așa mai departe, da, Audi. Când o să apară Logan, o să mă bucur. Dar ați văzut vreodată un videoclip de hip-hop american cu Logan? Nu. Nici nu o să vedeți. Știți din ce motiv? E mai îngust decât Merțanu și nu cap 5-6 solici rap în el. Da. Asta este, din păcate, țara în care trăim. O ducem într-o cocălăreală balcanică. Ceartă și din nou ceartă. Și când credem că s-au liniștit lucrurile, începe cearta din nou. De ce? E mică prăjitura. Și sunt mulți flămânzi. Așa că să nu vă așteptați să ne pici și nouă o fărâmitură. Asta ar fi una. Doi, vedeți dumneavoastră, ieri am citit că se caută muncitori pentru confecții. Sunt. Dar nu aici, în România. Haideți să vă spun altă treabă. O persoană apropiată mie a lucrat în domeniul tricotajelor. A mers la prima și a fost specialist. Deci nu jighi-mighi ăsta care duce deșeurile afară și face curat pe acolo. Nu. Și a fost specialist. A lucrat la textil ardeleană. În momentul în care fabrica respectivă a picat în cap și așa mai departe, s-a angajat la o firmă de asta, firma Cucu, unde un patron era italian, unul român, au tras efectiv pielea de pe ei. Au lucrat și sâmbăta și duminica. Banii au fost de mizerie. În momentul în care i s-a făcut o ofertă din altă parte, s-a dus acolo. Bun, s-a dus acolo, a lucrat acolo și a lucrat, că i s-au promis bani, nu i s-au dat banii promiși. S-a dus la o a treia firmă, a lucrat și acolo, acolo a fost mai rău. Că nici măcar tichete de masă n-au mai primit și așa mai departe și toate alea. Și până la urmă a zis, știți ce? Lucrați voi, că eu am plecat. Și lucrează astăzi în Germania pe bani buni. M-ați înțeles cum stau lucrurile.
Patronul zice, dar nu găsesc muncitori. Păi dacă ți-ai bătut joc de aia care i-ai avut, pentru că o regulă nescrisă spune, când ai un om bun și ții la el, plătește-l. Plătește-l. Dar când omul ăla produce și tu îți bați joc de el și n-are ce să pună pe masă acasă, e și normal că odată te bate și pe tine Dumnezeu. Și atunci ce faci? Te reprofilezi, îți deschizi o spălătorie, un servis auto, un magazin GSM. De ce? Pentru că ai fost atât de mare deșeu uman, dejecție, încât nu mai vrea nimeni să lucreze la tine. Cum? După ce ai țepuit 1, 2, 3, 5, 7, 9, crezi că nu se aude? Nu, nu merge buhul? Despre asta ar fi vorba, dragi telespectatori. De-aia nu se mai înghesuie nimeni acum la confecții, la tricotaje, la nu știu ce. Că au fost unii care, și că erau patroni, dar nu erau patroni, erau niște ciubucare ordinare. Cam atât. Altfel nu poți să le spui. Da, sunt multe povești interesante și astăzi. Sunt. Asta nu vreau să o zic. E cam urâtă. Da, în fine. Da. I-au găsit noua iubire lui Irinel, că ui, intrase săracul într-un cont de umbră. Eu îmi pun altă întrebare. Când pleacă și asta? Nu? A lansat-o pe Monica și cam atât. Da, nu am nimic de comentat, știți. Le dăm o șansă. Vedeți că mă strigă Șoni. Hai. Ah, ok, ați rezolvat-o. Mă bucur că ați rezolvat-o. Bine. Florin, intră, te rog, la mine acolo. Și vezi că îi zice vedete. Așa, și ia fotografia. Să o dăm pe domnișoara lui Irinel, că e ceva extraordinar. Extraordinar de bine arată fata, deci nu pot să cred. Ăsta de fiecare dată, vedeți, e foarte adevărat că atunci când... Vezi că am pus-o și a doua. Atunci când primești un picior în dos, asta înseamnă un șut în fund, înseamnă un pas în față câteodată. Irinel Columbeanu este atât de îndrăgostit de Alexandra, bruneta care abia a trecut de majorat, ăsta o fi pedofil, nene? Încât i-a dat pe mână cheile vilei lui de la Izvorani, unde milionarul a mai găzuit și alte vedete celebre. Precum, ai, uitați-vă, asta e fata, dar la 18 ani n-are cum să nu arate bine, că toate femeile sunt frumoase, dar unele sunt sclipitoare. Sunt, nu le pot, aici este. Dacă nu vi-l aduceți aminte, vi-l prezentăm. Irinel Columbeanu. Și-a tras puștoaică de 18 ani, nene. Ai. Dar cred că imediat e deodată cu fică, sau nu? Da, i-a dat pe mână cheile vilei lui. Așa, unde au mai găzduit-o pe Ana Lescu, Romanița Iovan și Monica Gabor. Aceasta ar vrea ca Alexandra, acesta ar vrea ca Alexandra să rupă blestemul care a pus stăpânire pe casa din care toate iubitele au luat-o la fugă și să rămână aici o eternitate. Păi asta nu se va întâmpla. Dacă au fugit trei, fuge și a patra. Pentru că încă n-a absolvit liceul. Poftim? Alexandra Hotiș, tânăra care l-a făcut pe Irinel Columbeanu să uite definitiv pe fosta nevastă Monica Gabor, este mai mult pe drumuri, căci în timpul săptămânii trebuie să se prezinte conștiincioasă la Cluj, unde e elevă în ultimul an. Însă de vineri până duminică, frumușica cărei asemănare izbitoare cu fosta soția milionarului i-a șocat pe toți cunoscuților, adică și-a cumpărat o Monica mai mică. Ioi, domne! Și atunci spune că nu vrea să-și aducă aminte de ea. A? Mamă, nu pot să înțeleg pe oamenii ăștia. Ție e ceva cu totul și cu totul diferit. Dar totuși, fata este o frumusețe pe care francezii o descriu cu un cuvânt care mie îmi place foarte mult. Răpitoare. Ravissant! Ai. Da, ci că și-a instalat acolo și câteva obiecte personale, precum câteva rânduri de haine, chiar dacă nu locuiește aici permanent. Bruneta este deja o prezență obișnuită a casei pe care vreme de 5 ani a condus-o cu mână de fier Moni, aceasta din urmă fiind acuzată adesea de către angajați că nu-i trata cu respect. Păi știți de ce? N-avea ea 6 ani, 7 ani de acasă. Asta era crescut acolo, de familia Gabor, care taică său era cititor în fundul sticlei. Da?
Se înțelege perfect cu Irinuca, acum însă lucrurile s-au schimbat. Căci ardeleanca Alexandra este o fire respectoasă și se mulțumește cu puțin, spre bucuria personalului de la Conac, care a avut o experiență de-a dreptul traumatizantă cu Monica. Mai mult, tânăra se înțelege de minune și cu Irinuca, în vârstă de 7 ani, fiica iubitului ei, pe care a îndrăgit-o din prima clipă. Irina și Alexandra s-au cunoscut în urmă cu mai bine de un an la balul operei din Cluj și au devenit un cuplu vara trecută, când au petrecut la mare 3 luni însoțiți de Bonă, de micuța Irina, dar și de sora Alexandrei, Andrada. 3 luni să petreci la mare. Alții merg 7 zile, nu? Sau 5 nopți, când, care, cum, că există și variantă de 5 nopți. Dar 3 luni, ăștia s-au dus în iulie și au venit la septembrie, când ziceau: nu plecați, vă rog, încă vrem să închidem hotelul. Da, eu îi doresc succes lui Irinel. Mi-a părut și rău de el, că mi-a fost milă, pur și simplu, nu știu ce a fost la mijloc. Solidaritatea masculină, acele elemente care ne fac pe noi umani, care ne deosebesc de cică, ne deosebesc de animale, compasiunea, mila, nu cred că ne deosebesc prea mult aceste feeling-uri, pentru că am văzut faza din China care m-a dat pe spate cu căței. 2 câini, prieteni, amândoi albi. Unul a fost lovit de o mașină și a murit în mijlocul drumului. Celălalt n-a mai vrut să miște de lângă el și risca să fie lovit. Era circulație intensă. Cuiva căruia i s-a făcut milă, au pus un scaun în mijlocul drumului să nu lovească cineva câinele. Și la un moment dat, un bărbat, văzând situația riscantă, a luat câinele mort și l-a tras pe marginea șoselei. Și ăsta s-a dus și a stat lângă el cu o lăbuță pe el, vă dați seama, n-a mișcat de acolo. Să nu spuneți mie că asta nu-i milă, compasiune sau durere. Durere în suflet. După aceea au venit alții, au luat o lopată și au îngropat câinele respectiv în parc. Acolo a stat lângă el. Dar au și ele sentimente. Noi vedem cum se bucură. Nu? Cei care aveți căței știți despre ce vorbesc. Cei care nu pot să înțeleagă, decât dacă au avut. Da? Cam despre asta ar fi vorba. Minus 3 grade în acest moment la Satu Mare. Să trecem la vreme, dragi telespectatori. Avem prognozată o minimă de 0 grade și ci că e mai fric decât minima, minus 3. O maximă de 7 grade, cer parțial noros astăzi, miercuri. 0% șanse de precipitații. Pe mâine s-ar putea să avem ploaie. Da, vineri mi-am spălat mașina, acum e harcea-parcea. Deci nu știu ce să mă fac, mâine avem din nou prognozat șanse de precipitații. 8 grade Celsius maximum mâine, maxima, 4 grade minima. Joi, 16 ianuarie, predominant în oraș, 5 grade Celsius, maxima, 1 grad minima. Vineri, 17, predominant în oraș, 6 grade Celsius, maxima, 3 grade minima. Sâmbătă, 18 ianuarie, predominant în oraș, 9 grade Celsius, maxima, 4 grade minima. Duminică, 19 ianuarie, posibil ploaie, 10 grade maxima, 2 grade minima. Iar luni, cer parțial noros, 13 grade Celsius. Vă vine să credeți, în ianuarie, 13 grade Celsius. Efectul încălzirii globale, că altfel nu pot să-i spun. 13 maxima, 2 grade Celsius minima. Da, ceaiul de dimineață. Le mulțumesc colegilor că n-au uitat. Așa se numește emisiunea. Bun. Să trecem la evenimentele zilei de 14 ianuarie. Da, 2004, steagul cu 5 cruci a devenit drapel național al Georgiei după o pauză de aproximativ 500 de ani. 2006, explozie cauzată de acumularea de gaze a ucis 7 oameni la mina din Anina, România. Și nașterile, 1919, Giulio Andreotti, politician italian, prim-ministru al Italiei, decedat în 2013. 1939, Maria Amargioli, cântăreață și dansatoare româncă, cunoscută sub numele Narghita. A murit pe 14 ianuarie. S-a născut pe 14 ianuarie. Și
a decedat în 26 februarie 2013 la București. A fost o persoană extraordinară. A jucat în filmele indiene cu Raj Kapoor. A fost nebunie. A învățat limba indiană din filme. Eu cred că trebuie să fii o persoană foarte inteligentă ca să înveți limba indiană din filme. A început cu documentare în privința culturii indiene. A învățat timp de 4 ani limba hindi prin corespondență cu Centrul Hindi și cu sprijinul unui profesor de la Universitatea București. Ea a fost prezentată oficial lui Mahatma Gandhi în momentul în care a venit în România de către Ion Gheorghe Maurer. Ion Gheorghe Maurer a fost mentorul lui Ceaușescu. Cum Dumnezeu și spunea că nu pot să reproduc acum textual funcția... Președinte al Consiliului de Miniștri a fost Ion Gheorghe Maurer și pe urmă a fost președintele Marii Adunări Naționale. Da. Și într-o discuție cu Mahatma Gandhi, acesta a invitat-o la el, în India. Și Narghita a răspuns afirmativ. Când a ajuns în India, i-a dat pe toți pe spate cu vocea ei. Avea voce extraordinară. De unde știu? I-a plăcut foarte mult mamei mele, Dumnezeu să o odihnească în pace. Și noi aveam acasă vreo două discuri și tot îmi spunea, Narghita a fost în India, i-a terminat pe toți acolo. Și așa a și fost. A jucat în cele mai tari filme indiene, cu Raj Kapoor, cu toate astea. Interesant este că i-au luat comuniștii banii și a murit săracă. Și a cumpărat un apartament cu două camere cu dolari, pe dolari, nene, pentru că guvernul indian plătea. Filmele indiene, toți ăștia regizorii și alea se făceau de atunci. Astăzi, Bollywood-ul, pentru cultura dumneavoastră generală, bate Hollywood-ul. La Bollywood ies zilnic 3 filme. Calculați asta. Peste 1000 de filme pe an. Da? De-aia zic. Păcat de ea că s-a risipit un mare talent. Oh, e ziua lui Faraonul, să ne trăiești, Faraone, Călin Popescu Tăricianu. Tocmai am auzit că s-a căsătorit a 5-a oară, să-i dea Dumnezeu sănătate. E băiat, serios, și eu aș fi făcut asta, dar am curajul și cred că mulți bărbați ar fi agreat ideea de a avea atâtea și atâtea doamne frumoase, nu? Nu știu, pe el cred că mireasa îl ține vreo 2 ani, după care ci că, ori la mireasă, ori la mire, îi expiră termenul de garanție. Și atunci, viteză, următoarea. Sau e mare latino lover, se îndrăgostește repede, acum ce se fac? 1953, Victor Socaciu, solist vocal, folk, pop, instrumentist român. 1966 s-a născut Marco Hietala, basist al formației metal finlandeze Nightwish. Da, numai de ăștia n-am auzit, vă spun sincer. 1969, Jason Baderman, actor american. Iar în 1978, wow! Un mare compozitor român de muzică dance i-a compus inclusiv o melodie renumită interprete Kate de Luna. A compus inclusiv pentru renumiți artiști internaționali, ca de exemplu DJ-ul Bob Sinclair. Numele lui este Costi Ioniță, cântăresc român de manele. Pe Costi Ioniță l-a zburătăcit acum vreo 3-4 ani juriul de la Eurovision România, că e cântăresc de manele, nu i-au dat nicio șansă. A ieșit afară și iată că melodiile lui sunt la mare căutare în rândul artiștilor străini. Da? Dar ăștia pe tema că wow, a cântat manele sau a inventat, a compus manele, nu l-au acceptat. La fel a picat și Liviu Guță, deși avea o melodie frumoasă. Eu nu știu de ce trebuie să catalogăm cu atâta duritate, severitate omul. Dacă el până ieri a dansat tango și astăzi dansează vals, noi să zicem, nu, că tu ai dansat tango. Ce e asta? O prostie de specific românesc, nene. Tot ce a fost bun și n-a avut pile și a picat, a ajuns afară, a fost respectat. La noi, nu. Dacă ai pile, intri, dacă nu,
pare rău, mai încearcă, știi că eu aș vrea, dar nu poți că tu ai cântat manele. Bun, dragi telespectatori, acum să facem revista presei. Avem amândouă cotidienele locale și o să începem cu Gazeta de Nord-Vest. Italienii și austrieșii le-au luat înaintea ungurilor, titrează Gazeta de Nord-Vest. E... așa, interesant, pagina 3. Editorial sfidări Marca Tökeș. Un an bogat în evenimente culturale la Carei. Aproape 2 milioane de euro pompate în mediul rural. GNV și-a premiat superlativele anului 2013. Wow! Sădmărenii nu se înghesuie să-și plătească taxele locale. Păi dacă n-au cu ce, mamă, de unde? De unde? Acum, serios. Da. Interesant. Sfidări Marca Tökeș. Consiliul de Onoare pentru Ordinul Național Steaua României a decis, așa cum este cunoscut, retragerea distinției acordate în 2009 europarlamentarului Laszlo Tökeș. În motivarea dată publicității se precizează că decizia a fost luată după ce în cursul deliberărilor s-au constatat o serie de aspecte convingătoare care au dus la concluzia că Laszlo Tökeș a săvârșit prin declarațiile sale repetate fapte dezonorante care aduc grave prejudicii morale cavalerilor Ordinului Național Steaua României. De asemenea, prin atitudini revizioniste și instigări la ură interetnică, europarlamentarul a solicitat în disprețul tratatelor constitutive ale Uniunii Europene și al obligațiilor sale de a le respecta constituirea unei regiuni în care cetățenii români de etnie română sau de altă etnie, decât cea maghiară, să fie supuși simultan și voinței politice și juridice a unui alt stat protector, a unei puteri garante. În același timp, în același mod, aparținătorii etniei maghiare ar dobândi o serie de drepturi, privilegii în plus. În motivarea Consiliului de Onoare se mai subliniază faptul că astfel de manifestări îl dezonorează pe purtătorul însemnelor și creează prejudicii morale celorlalți membri ai Ordinului, dar sfidează și calitatea sa de europarlamentar român, fapt sesizat și de Parlamentul European. Dragii mei, în momentul în care e sesizat faptul și de Parlamentul European, e groasă treaba. Că acolo nu mai poți învârti și scălda, că nu ai neamuri pe la cotroceni acolo. Nu există cotroceni în Parlamentul European. În mod arogan și sfidător, Laszlo Tökeș a catalogat Consiliul de Onoare pentru Ordinul Național Steaua României, care a decis retragerea distinției ce a fost acordată, drept o comisie pesedistă, insistând ca la deliberări să participe nu el, ci doar avocatul său, contrar reglementărilor în vigoare. Da, a venit unul și vrea să schimbe tot regulamentul Ordinului. Recenta decizia lui Tökeș de a ataca în instanță prin același avocat al său la Curtea de Apel București, hotărârea de retragere a distinției acordate în 2009 reprezintă o nouă mostră a impertinenței sale fără limite. Mai cu seamă că motivația demersului se menține în contextul acelorași jigniri sfidătoare. Printre acestea, despre expresia folosită de Tökeș de putere garantă, se susține că este o instituție juridică creată de Italia și Austria care a dus la crearea unei noi autonomii teritoriale foarte reușite în Tirolul de Sud. Iar obsesia legată de ceea ce înseamnă dictatul de la Viena și revizuirea tratatului de la Trianon sunt întru totul transparente și intenționate. Decizia definitivă în privința retragerii sau nu a Ordinului Național Steaua României acordat în 2009 după Laszlo Tökeș îi aparține, după cum se știe, președintelui Traian Băsescu, care trage de timp. Cu siguranță prietenii știu de ce. Bă, de-aia, că e pretencul alaltă de la Budapesta cu Victor Orban și atunci n-are niciun interes să ia lui ăsta decorația pentru că bate Victor Orban obrazul. Mici în alt al, hasaiagă în loțico. De ce ține Tökeș? Poate v-am spus, dar nu cred că am intrat puțin în detalii. De-aia, că le umblă și niște bani lunar. Și ăsta e atât de fomist încât acasă copiii, dacă voiau să cumpere bomboane, pâine, lapte, trebuiau să-i lase scris. După ce cumpărau chestiile respective, trebuiau să-i aducă restul și bonul, să lase pe masă. Deci când deja ceri de la copilul tău să nu-i lași, mă, un leu, când ceri bonul de casă,
Și n-am spus eu, a spus-o doamna Iudit în cadrul procesului de divorț a domnului Laszlo Tőkés. Deci vă este clar, nu? Că n-o scot eu de la mine, nu vine ăla, nu vine ăla, nu vine ăla. Da, dragi telespectatori, 7:30, luăm acum știri, pauză publicitară, da? Ne întoarcem. Neața bună, ne-am reîntors, dragi telespectatori. Da, vrea neapărat să prindă cana. Aici e cana. Asta e cana minune, râvnită de toată lumea, pentru că este unicat. O să-i rog să mai facă una pentru invitați, să nu le dau din pahare de plastic apă, ceai sau de alealte. Da, și-o întoarcem, uite așa, și pe o parte e ceaiul, pe alealtă este Norvest TV. Da, ei, mulțumesc directorului Răzvan Govor că s-a gândit la mine așa. Am de data asta, nu... Hai mai aici, așa arată ce am aici. Să vii aici. Așa. Nu, 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 nu de acolo. Ia camera și vin aici. Să se vadă clar. Că unii au zis că precisie e goală. Nu e goală, nene. E cu conținut. Caloric ridicat. De ce? Pentru că n-am mai avut timp să beau acasă. Uite, am lăsat-o jos. E ok? Se vede. E cafea. Toată ziua, bună ziua. Și niște norișori acolo, nea, dar nu știu să citesc în cafea. Da? De ce? Pentru că n-am avut timp să beau acasă. M-am gândit astăzi să aduc și pe domnișoara Gina, dar întrucât mai avem o domnișoară invitată, știți, două femei într-o bucătărie în un cap. Nu, nu. De ce am vrut să o aduc pe Gina? Pentru că mai târziu va apare la noi domnul Vasile Lup și am vrut să văd dacă totuși câinele simte lupul când vine. Că aia ciobănești la stână, da. Ori... Gina are în ea și o parte din ciobănesc. Sunt patru grupe de bază la câini. Sunt vechi mastifi, sunt lupiformi, sunt ciobăneștii și, da, vânătoare. Câinii de vânătoare. Din astea patru combinate au ieșit toate rasele. Și Gina are mai mult ciobănesc. Și am vrut să văd. Simte câinele când vine lupul. Da, probabil o să, peste o lună o să-l invităm din nou pe domnul Vasile Lup. Vreau să-l invit o dată pe lună, deci de 12 ore anul ăsta, pentru că dumnealui ajută săracii. Și știu mulți alții care sunt peste domnul Vasile Lup. Nu mișcă un deget pentru aia necăjiți. Un deget nu mișcă. Și atunci cum să nu-l apreciez pe domnul Lup? Hm? Bine, dacă tot... vorbim noi despre săraci, am aflat cum trăiește cel mai sărac președinte din lume. E vorba de președintele Uruguaiului, care trăiește în condiții greu de imaginat pentru un om cu funcția sa. Ăsta are grădină, are o fermă, nu s-a mutat în casa pusă la dispoziție de președinția Uruguaiului în momentul în care a câștigat alegerile, iar salariul său de 12.000 de euro, dolari pe an, îl donează săracilor și el trăiește din ferma lui. Singurul lucru care sare în ochi e SPP-ul Uruguaiului, că băieții au înconjurat ferma, știți? În rest, ăsta merge, dă cu sapă, are grădină, are solar și m-am gândit, Doamne, câtă diferență între umilința cu care un președinte își duce viața de zi cu zi și alt președinte care cumpără hectare peste hectare. Ghicitoarea mea, cine e ăla? Da? Bine. Avem o fotografie foarte frumoasă. A intrat la concursul Poza Anului 2013 cu un cal care râde deodată cu stăpâna. Florin, ai acolo fotografia. Dă-o, te rog.
Ia uitați-vă cum râd amândoi. Dacă nu s-au asortat, domnule, ăștia parcă s-au înțeles înainte. Asta este propusă la fotografia, cea mai reușită fotografie anului 2013. Nu e tare, a? Mi-aduce aminte de o vorbă veche românească. Cum e turcul, e și pistolul, nu? Dar calul ăla la fix râde cu stăpâna, parcă s-au înțeles. Deși nu știu cât se poate înțelege stăpâna cu calul sau calul cu stăpâna, în fine. Bun. L-au prins pe băiatul ăsta că s-a supărat tare, nu? L-au prins pe băiatul ăsta, pe Victor Slav, că a făcut chef de chef, așa a sărbătorit divorțul. De, uitați-vă, aici aveți fotografia. A făcut chef de chef acasă, da, e lucrat la sală tare, are mai multe pătrățele decât Peter Andrei, dacă vă aduceți aminte de ăla cu Mysterious Girl, care numai în pantaloni și-a făcut tot videoclipul. De ce? Păi avea mai multe pătrățele pe el decât cubul ăla Rubik, știți? Da, le-au dat vecinii de gol. Victor Slav a sărbătorit, Victor Slav, divorțul de Bianca Drăgușanu cu 6 femei până la 6 dimineața. Era culmea să o facă și 6 nopți la rând. Până la 6 dimineața, l-au dat vecinii de gol. Nu e ușor să afli că nevasta te-a înșelat cu fostul ei iubit la doar 3 luni de la nuntă. Iată însă că Victor Slav pare să fi depășit deja momentul, starul TV, petrecând sâmbătă noaptea cu 6 fete în apartamentul lui. În jurul lui Victor Slav totul se întâmplă ca la meteo. Și astfel, după o săptămână de ploaie, pe strada prezentatorului de la ProTV a ieșit în sfârșit soarele. Victor a petrecut primul weekend după despărțirea de Bianca Drăgușanu cum nu se poate mai bine. Starul TV a pus-o de o petrecere pe cinste alături de unul dintre cei mai buni prieteni ai lui și nu mai puțin de 6 femei. Prezentatorul rubricii Meteo de la ProTV a fost dat de gol tocmai de unul dintre vecinii lui, care din cauza volumului ridicat al muzicii și al discuțiilor putate de petrecăreț a fost martor la partiul lui Victor. Așa de supărat a fost că sâmbătă seara a venit aici și până la 6 dimineața au pus muzică, au cântat și s-au distrat. Erau vreo 6 fete. Erau 6 fete și 2 băieți. Da, Victor și bodyguardul. Bianca nu era sigur printre cele 6 fete, a declarat vecinului Victor Slav la Canal D. Bun, și Bianca a dansat pentru el, poveste veche acolo. Am avut parte de un chef de ăsta acum 2 anișori în bloc, dragi telespectatori, când prietenul meu, supranumit doctorul, Doki, vine, mă caută, nu eram acasă, era doar soția. Mai vine, iar mă caută. La soția mea erau 2 prietene, stăteau în bucătărie, cafele, așa mai departe, și îmi spune soția când ajung acasă, te-a căutat doctorul. Zic, nicio problemă, las că mă mai caută el, îl cunosc. A venit a 3-a oară, Gabi. Hai până jos la mine să mă ajut să mut ceva. Ce să mut, mă? Păi trebuie împins un dulap mai cu... Bine. Mamă, și când intru la el, 50 de oameni în casă, DJ instalat, muzică și dum, 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 dum. Băiați nebuniți, ce se întâmplă aici, mă? Mi-e ziua de naștere. Porcule, și acum îmi spui... Am fugit sus, cadou, în fine, dă-i. La 10 și un minut... Ciocăre la ușă, a venit cineva. De ce ai deschis, fă? A venit poliția. Au venit polițienii, căci care a reclamat un vecin să dă muzica mai încet, să nu știu cum, să nu știu ce. Am ieșit și eu, că luaseră cam tare. Eu mă uitam pe vizor dinăuntru și când am văzut că le iau cam tare pe Otilo, am ieșit și eu și am zis, poftiți, care este problema? Mă cunoșteau și a spus, vedeți, e o reclamație, așa, așa. Bun, o să dăm mai încet. Cam atâta tot. După vreo încă o oră au apărut 2. Asta a fost mai faină. Sărații în stare avansată bahică. Și la un moment dat dansau atâta de lăbărțați că au și picat unul pe altul. Pe spate, nene. Și vine doctorul la mine și zice, Gabi, tu i-ai chemat pe ăștia. Nu, mă, omule, dar tu nu știi cine ți-s invitați, ce Dumnezeu. Păi stai un pic, întreb pe toată lumea. Întreabă pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Nimeni nu invitase pe ăștia. Ăștia au văzut că e chef de jos, s-au sunat la interfon, cineva i-a deschis și a venit și mult să întrească. Mâncau, beau, frate, n-aveau treabă. Și atunci s-a luat măsura apăsării butonului eject. Am spus, hei, voi la cine ați venit? Păi acela, șeful ăsta. Ia ăsta șeful. Și a zis să ieșiți afară. Acum! Nu i-a văzut pe aia de tic, 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 viteză, frate, până nu ne bată ăștia că-s mulți. Eram 50, vă dați seama. Na. Cam așa a fost distracția.
A ținut tot așa până la 6 dimineața, dar n-au mai fost reclamații, n-a mai venit poliția, DJ a dat-o mai încet, dar a venit DJ dintr-un club sătmărean, nu știu, prieteni, nu vă spun cine, și a fost ok. Dar ăsta nu era părăsit de gagică, ăsta tocmai își prinsese o gagică nouă. Na, cam așa merg lucrurile. Dragi telespectatori, Andreea Esca a luat-o la fugă și abia s-a putut ține soțul după ea. Ce-a făcut fata? Ia dă-mi, te rog frumos, pozele cu Andreea Esca. Fotografia asta, o vedeți, era mai tinerică, pentru că ea face același lucru de 18 ani, din 1995, din ziua în care s-a deschis ProTV-ul pe 1 decembrie 1995. De unde știu? Pentru că îi apreciez foarte mult și pentru că mi-aș dori ca și Nord-Vestul să ajungă la nivelul ProTV-ului. Urmăresc fenomenul ProTV, singurii care mai concurează cu ei din când în când sunt cei de la Antena 1. În rest, nobody, nimeni. Dar nu dă Dumnezeu să facă o bâlbă, vorbește perfect, nu se împiedică, n-are discontinuități, lucru care nu poate decât să stârnească respectul nostru, adică și l-a câștigat de mult. Totul putea merge ca la ceas în viața Andrei Esca și cu greu ți-ai putea imagina ajungând târziu la o ședință, însă uneori întâmplările neprevăzute dau chiar și ei planurile peste cap. S-a întâmplat zilele trecute când pentru prima dată în 18 ani nu a ajuns la pupitrul știrilor ProTV din cauza ninsorilor abundente din Statele Unite ale Americii care au ținut avionul la sol și era tocmai avionul care trebuia să o aducă la București. Păi așa e când nu-ți faci cumpărăturile acei la Milano, la Carei, nu? De pe aeroportul JFK din New York, unde a fost blocată o reșire, Andreea și-a anunțat întârzierea. Da, weekendul trecut, Esca s-a dus cu soțul la film, unde, la Molca, acolo sunt mai multe sări, știți și dumneavoastră cum este. Cea mai cunoscută prezentatoare TV din România a mers însoțită de soțul ei pentru a vedea un film. E îmbrăcată lejer, cu totul diferit de cum o știe țara întreagă. Da, era în blugi, era în tenis, săraca fată. Când a ajuns în față la pupitru acolo la ghișeu unde îți rup biletele, a constatat că nu le are la ea. O, că începe filmul și s-a întors și fără să-i pese de faptul că e cunoscută, a luat-o la fugă prin lume, direct spre mașina din parcare, că și-a adus aminte că i-a rămas biletele în mașină. Și soțul să nu se piardă după ea. După ea, nene. Da. Asta, deși organizată, cum o știm, avusese grijă să procure biletele cu mult timp înainte. Numai că, na, câteodată vezi, mai uiți de faptul că trebuie să le ai în mână în momentul în care ajung la intrarea în cinema. Ajutată de pantofii sport, a reușit să se strecoare cu ușurință printre trecători și, la un moment dat, aproape că îl pierduse pe soțul ei, care a pierdut foarte greu pasul cu ea. Da, ce au mai remarcat băieții de la Cancan, că e din Cancanul de azi, atât articolul cât și fotografiile, de 18 ani are aceeași coafură, aceeași freză, pieptănătură, dragi telespectatori. Și, într-adevăr, părerea mea sinceră, încă 100 de ani nu o să se nască o prezentatoare ca Andreea Esca. E perfectă. Bun, luăm acum prima invitată. Haide! Știi cum le spuneați? Pupă-mă! E vorba de colega noastră, Alexandra Ardelean. Iată. Care e tinerică, e plină de entuziasm, energie, efervescentă ca Pepsi și... E, nu și, ca și Pepsi chiar. Și ai venit de ceva vreme la noi. De prin iulie, mânată de ambiție și dorința de afirmare, ca să ajung la mai mare, la un ProTV, la Antena, unde? Care e scopul final până la urmă? Sincer, nu m-am gândit încă. Nu te-ai gândit? Nu. Dar îmi place aici la Nord-Vest, așa că da. Am de gând să rămân mai mult timp aici. Da? Tu vii din Tășnad, așa e? Da, sunt tășnădeancă. Te invidiez că ai făcut baie când ai vrut tu. A, nu chiar. Înseamnă că n-ai prea vrut, na. Da? Mai mult vara, așa, la baie. Cum te-ai gândit tu la Nord-Vest TV? Cum am gândit? Da, cum te-ai gândit tu să vin cu așa? Sincer, a fost așa o chestie foarte faină. Am terminat facultatea și am zis că hai să mă întorc acasă. Ce ai terminat? La Cluj, științele comunicării. Așa. PR pentru cei care prescurtat. Și am zis că să fac ceva aici în satul mare, aproape de mei, să nu mă duc prea departe de casă, aici am prieteni. Mm-hmm. Mai mulți decât la Cluj. Mai mulți decât la Cluj? Mm-hmm. Nu știu, mai mulți la Cluj decât în satul mare. Și... Care a fost prima ta impresie când ai intrat aici și ai văzut că suntem cam mulți?
Sincer, chiar am prins o zi de naștere și obiceiul, știi și tu, da, foarte gașca, bine că e gașca, da. Se cânte la mulți ani, tort, nu știu ce. Și mi-a plăcut foarte mult că e un colectiv fain, tânăr. Ai cu cine să te distrezi, să faci parte, să mergi în team building. Bineînțeles. A, ți-a plăcut la team building. Da, acolo mi-am făcut încălzirea. Da, acolo îi vezi cine sunt cu adevărat. Acolo îi vezi. Sunt unii mai liniștiți, sunt alții foarte liniștiți și sunt unii efervescenți. Eu fac parte din ultima categorie. Dar am întotdeauna oamenii care mă apreciază. Uite, ca de exemplu Stelian, e bodyguard, e cameraman, e Florin Cățoiu, care dă-mi voie să spun: ne-ai văzut că am coborât jos, nu? Într-o dimineață, în 5 minute, am prins cei 3 cercetori. Și primul a venit, m-a ajutat. Al doilea, când a venit la mine, l-am întrebat: Florin, uite, ce nu e regulă cu mine, mă, că toți la mine vin. Al treilea, când a apărut, am zis, m-am prins de cap și am zis: Florine! Și a venit Florin la el și a zis: bă, du-te de aici, că-ți dau una. Că deja făceam cu capul, zic, toți cercetătorii la mine vin. Dar pe urmă am aflat că Florin și cu Stelian, când venea cercetătorul spre noi, m-a arătat așa cu degetul: du-te la el, că ești șef. Îți dă ăsta banii, du-te. Da. Nu, Florin e foarte de treabă, îl pupăm pe Florin. Așa, auzi, mă, ce-o țucat. Da, și în momentul de față, tu pe ce funcție ești aici? Că uite, eu de exemplu nu știu. Eu sunt colegă cu Alin Puiu și cu Bogdan la departamentul de... Și eu spune cu directorul. A, păi ce coincidență. Foarte tare. Foarte tare. Cu Alin Puiu și cu Bogdan la publicitate, așa e? Da, da, da. Da, și îți place să faci publicitate? Da, sincer îmi place. Mă ocup mai mult de evenimente și de partea de site, că de avem și un nou site, așa că intrați pe www.norvest-tv.ro și vedeți acolo știri frumoase și cancanuri și chestii drăguțe. Deci de partea de online, da. Și de proiecte, de așa mai micuțe. De TM, probabil cu timpul o să ajungi acolo, o să cunoști o groază de oameni. Unii foarte de treabă, alții mai puțin de treabă și alții excroși de-a dreptul. O să vezi. Da. Ești foarte optimist, Gabi, îmi place de tine. Nu, am reputația de a spune lucrurile pe nume și deranjez cu asta, dar mă bucur acest fapt, înțelegi? Că dacă o să ajungă să spună toți despre mine, lasă că l-ai băiat bun, îți terminat cu totul. Înțelegi ce vreau să spun? Da, te-ai apucat acum de un proiect nou, cum se numește? Doza de râs, așa. Un proiect foarte amuzant, dar sincer n-aș vrea să fie interpretat greșit. Probabil ați mai văzut... Fii mai explicită, te rog. Da, acum vreau să explic. Probabil ați mai văzut întrebări cu înțeles diferit, să zicem, pe YouTube sau la alte televiziuni. Genul acesta de proiect sau ideea proiectului a venit din dorința de a descrie un pic frunțile oamenilor, că suntem cam triști așa. Mergând pe stradă vezi că omul e mai mult trist decât vesel. Și am zis că să mergem și noi pe stradă și să vedem cum stau oamenii la capitolul vocabular. Și le punem întrebări cu cuvinte puțin mai necunoscute sau nu foarte uzuale. Să vedem dacă le cunosc și să vedem cum le folosesc, dacă își dau seama de înțeles întrebării. Și din fericire, să zic așa, pentru noi, ies niște răspunsuri foarte amuzante. Lasă să zic că da, asta ai făcut. Să ai grijă, în cazul ăsta nu trebuie să apar prea des aici, pentru că am mai făcut asta Victor Constantinovici și de la un timp să cam ferea lumea de el. Când ieșea cu microfonul, o întrebare. Nu pot, mă grăbesc. Dar în schimb, eu dacă, scuză-mă, dacă răspundeți corect și așa, eu o să vă dau și niște premii, așa că nu fugiți de mine pe stradă, că s-ar putea să vă lege și ceva drăguț. Premii. Da. Ce primi? Păi acum nu pot să spun surpriză în funcție de o pungă de macaroane, un borcan de compot, niște biscuiți de fiță. Da, premii specifice pentru dozei de râs, că suntem așa un colectiv. Uite, și Stelian se ocupă de proiect. Un suc la pungă, da, Stelian este prietenul nostru. Noi cu Stelian era să-l omor. Când, mă, la alegeri, nu? Da. Mergeam cu 100, că ne grăbeam, cu 120, pe zăpadă, n-aveam treabă. Dragi telespectatori, stabilitate maximă la mașină, tata Gabi, pilot de radio, și când venim cu 40, ia o curbă și ne tot ducem drept. Și zice Stelian, noroc că a avut trotuarul bordură, că altfel acum eram la om în casă, în bucătărie. Cu 40, deci cu 100 n-am avut treabă, nici cu 120. Problema e că tata Gabi știe să conducă numai în viteză, nu prea, cu viteză mică mai greu, știți. Da.
Ce ai mai vrea să spui că uite o să dăm materialul tău? Găsiți materialul în fiecare zi. În weekend o să avem best of, să zicem, doza de râs. Și îl găsiți și pe internet, pe www.norvest-tv.ro. Acolo, într-o secțiune aparte. Stai să te întreb, cum o să râdem? Hi-hi-hi, ha-ha-ha, sau... Eu sper să râdeți și să vă uitați cu plăcere. Și eu sper să râdeți și să vă uitați cu plăcere la Alexandra și la materialul. Haideți, dați-i drumul, ne întâlnim după pauza publicitară, dragi telespectatori. Aveți, sau cum comentați faptul că polițiștii au mai multe orgasme decât funcționarii publici? Orgasme? Da. Păi au timp pentru așa ceva. Noi suntem ocupați cu serviciu și cu traiul de azi, zilele noastre. Dumneavoastră, cum credeți că s-ar putea echivala scorul? Păi nu. Omul de rând n-are nicio șansă să le ajungă din urmă. Ei sunt funcționari publici. Legea e în mâinile lor și fiecare răspunde ce face. Depinde orgasmul de lege? Păi și. Ei au mai mult curaj să facă, nu? La un de rând, dacă face, plătește mai scump. Ce anume au? Mai multe orgasme decât funcționarii publici. Cum comentați chestia asta? Nu știu. Nu pricep. Politica e urâtă, nu comentez. Deci credeți că polițiștii sunt mai buni decât funcționarii publici și de aceea au orgasme mai multe, nu? Da, cred că da. Cred că da, da, da. Deocamdată, cum se spune, polițiștii se organizează pentru acțiune. Acțiune cum se întâmplă în țară, știți? Mai multe infracțiuni în județ, în satul mare, în județul Bihor, mai ales, se întâmplă foarte multe infracțiuni, accidente și multe. Se mai complică foarte multe. Și infracțiunile ajută la orgasme, nu? Da, ajută la orgasme, dar deocamdată accidentele astea, cum se întâmplă și acum pe timpul ăsta ceață și cum e timpul ăsta, se mai ajutorate peste toate echipajele de la jandarmerie, de la poliție, de la inspectoratul. Cum credeți că ar putea să-și îmbunătățească funcționarii publici orgasmele? Asta nu pot să vă zic, că numai comandatul poliției de la inspectorate dânsă știe. Asta nu pot să vă întreb, știți? Nu. Toată părerea mi se pare că multe se întâmplă și... Dumneavoastră ați avut parte de orgasm? Deocamdată nu am avut deloc, nu am avut deloc, doamna. Nu mi se oferă, doamnă fier, nu doresc la nimeni, doamna. Trebuie din astea, orgasme și chestii din astea. Cum comentează faptul că polițiștii au mai multe orgasme decât funcționarii publici? Ce la orgasme? Neața bună, dragi telespectatori, bine v-a regăsit, iată ați sosit invitatul nostru, e un vechi prieten, țin să vă readuc aminte. Prima dată într-o emisiune televizată, dumnealui a apărut în satul mare la ceaiul de dimineață. E vorba de vechiul nostru prieten, domnul Vasile Lup. Neața bună, Vasile, bine ai venit, la mulți ani. Bună dimineața, Gabi, bună dimineața, dragi sătmăreni, și îți mulțumesc pentru invitația făcută.
Am promis de mult că te voi susține din punct de vedere mediatic datorită faptului că tu ajungi săraci. M-am ținut de cuvânt până acum, să. Da, cum să nu? Și sigur, o să mulțumesc că apreciez. Da, da, da. Și de aici încolo. Și nu doar eu. La nivel local de televiziune te apreciază majoritatea colegilor. Și de asemenea și prietenul și șeful nostru Răzvan te apreciază. De ce? Pentru că tu ai reușit să sensibilizezi opinia publică prin inițiativa ta și ai primit aprecierile și recunoștința comunității. Un lucru extraordinar. Există mulți alții, chiar am spus-o înainte să sosești tu, care sunt, tu ești undeva aici, care sunt cu mult peste tine, n-au nicio treabă. Nu văd, nu ajută, nu dau un ban, nu o lingură de mâncare, nimic, nimic. Sincer, pe mine nu mă interesează ce fac alții, important este ceea ce reușești tu să faci. Reușesc eu cu familia mea și vezi că și așa, oricât te implici și ajuți comunitatea, poate într-o oricare măsură, de multe persoane sunt văzute diferit, adică poate ce interesare sau știu și eu, dar... Oh, dar ții minte poveștile dinainte de campania electorală, că vrei să candidezi, că vrei să fii primar, că vrei să fii consilier, până la urmă n-ai candidat nici la primărie, nici ca și consilier și atunci au stat cârcotașii, s-a scârpinat în cap și au zis, bă, primar nu vreau, nu, consilier nu vreau, nu, atunci ce vrea, mă? Vrea să ajute oameni buni. Refuzau să creadă că faci lucrul acesta din dorința pură de a face bine. Așa fără să ai, nu știu, așteptări la recompense, materiale, morale. Dar nu-ți dai seama cât de mult mă încarc pozitiv, cât de mult contează pentru mine, cât de mult mă bucur când văd... Uite, de exemplu, cum crezi tu că mă simt că săptămâna trecută, joi, a fost o petrecere a pensionarilor, a fost revelionul pensionarilor, de altfel, și în următoarea zi m-am întâlnit pe stradă cu diferite persoane, da, care au participat la acel eveniment și într-una îmi spuneau cât de frumos au fost, cât de bine s-au simțit, ce bună a fost mâncarea, muzica, ospătarii, deci tot am rămas. Îți dai seama că pentru mine contează, ținând cont că asta mi-este meseria, să servesc cu oamenii și când primești astfel de aprecieri, atunci pentru mine asta contează și mă încarcă și mă face să devin din potrivă o persoană și mai bună și mai de calitate pe viitor, pentru că îmi place să surprind. Îmi place să poate să vorbesc mai puțin către client și să ofer mai mult. Asta este secretul, după părerea mea. Da, am auzit și povești, nu despre tine, despre altele. Și adevărul că stai așa și ascult și nu-ți vine să crezi când începe. Bă, am fost acolo la nuntă. Servire de 2 lei, mâncare rea, muzica nașpa, mergi la toaletă, n-au săpun, bă, nu mă aduc acolo în viața mea. Deci când auzi de-astea, zici, da, unde ai fost, frate? Că era așa prăbușit totul. Pot să zic ceva? Da. De exemplu, dacă eu m-aș duce la un eveniment invitat la o nuntă de altfel, da? Și mă duc invitat, eu din respect pentru miri, niciodată nu ai voie să spui, pentru că îi jignești pe ei, adică acei tineri, altfel trebuie privite lucrurile, acei tineri au investit timp, bani, ca să au optat pentru acel, pentru că poate acel a fost, acel restaurant a fost nivelul lor sau... sau singurul liber. Singurul liber, bravo. Da. Multe. Poate, uite, așa, a venit inopinat. Poate, știu și eu, repede că e gravidă sau... Ce, sunt cazul, că sunt, că și eu am evenimente când vine, semnează contractul și peste o lună, e last minute. Da, peste o lună este nunta. Și atunci... Tu nu mergi să cârcotești, din respect, după părerea mea, pentru ei. Cum să zici că, măi, dar ce urât e aici, m-ai pus în partea asta, e rece, bate, e prea lumină, e prea... Deci, ăștia sunt oameni loseri, oameni care n-au realizat nimic în viața lor, doar să stee, să cârcotească și crede-mă, dacă ai merge acasă la ei, crede-mă, în mod cert ai găsi paiangeni pe pereți și tablou poate într-o parte înclinat și tot felul de lucruri. Deci ăștia sunt cei care vorbesc. Văd pe toți ceilalți, dar pe ei nu se văd. Părerea mea. Dacă a apărut o nouă specie, țăranul de oraș,
Că la țară nu mai sunt decât fermieri, da, și agricultori, țăranul de oraș sau cocalarul de satul mare, care ei pretenții au întotdeauna de obligații nimic. Nu, da, toată lumea trebuie să-i servească pe ei. Ei nu sunt obligați să păstreze curățenia, ei nu sunt obligați să respecte lumea, ei n-au nicio obligație decât pretenții. Eu sunt conștient, deja cunosc atât de bine prin prisma afacerii pe care l-am, ținând cont că zi de zi mă întâlnesc cu zeci de oameni, deja îți dai seama că îi simt și tot și crede-mă, mi-este dificil, încerc să mă mulez după ei. Da, se știe că tu ai o putere mare de adaptare, te adaptezi la orice condiții și reușești să te descurci, aș spune eu, cu bio. Dar vreau să te întreb, cum a fost de Revelion? Că am înțeles că ai făcut și naveta, că ai avut Revelion în două locații. Da, da, a fost foarte frumos, să zic eu. Nu numai de aerotip și formațiile. Da, pe asta a fost strategia mea. Ca de la ora 20 la 24 până la ora, la miezul nopții, să cânte la Paloma formația sincron și să facem rocada la cort. Da. De la 20 la 24 până la miezul nopții la cort a cântat formația Bravo și atunci s-a făcut rocada și la un preț de un bilet ai primit două formații, un DJ, același 5 feluri de mâncare. Da. Deci a fost un meniu foarte bogat. Feedback-ul este foarte pozitiv și pe Facebook se poate citi feedback-urile oamenilor. Deci asta e bine. Asta e bine. Dar înseamnă multă muncă. Iarăși, știți cum e? E greu că și, de exemplu, de Revelion, acum mai ales de Revelion, toată lumea dorește lângă ringul de dans și lângă formație. Da, în față, în față. În față, lângă, chiar da, lângă formație, acolo să, da, să audă, să vadă, să simtă. Că trebuia să pui formația în mijloc și pe toți roată pe lângă ei. Da. Orice sală ar fi, nu ai cum să... Nu ai cum. 400 de oameni să-i pui exact în același loc. Dar da, am... îți trebuie răbdare și... înțelegere din partea, da, oamenilor. Dragi telespectatori, Vasile are o viziune și de cele mai multe ori le vede foarte bine lucrurile. În proporție de 95% te înșeli foarte rar. Așa e că ai învățat deja din mers să citești oamenii, să vezi în perspectivă lucrurile. Trebuie să-i mulțumesc pentru că în decembrie m-a invitat să mă alătur trupei dumnealui, dar întrucât eu am niște obligații contractuale în derulare, i-am mulțumit foarte frumos și deocamdată i-am spus că nu pot. Că așa este acum, sunt ocupat cu alte planuri și proiecte, dar nu-i băgat în sac, treaba nu-i gata, viitor, terminată, sigur, da, poate fi pe viitor. Apropo de oameni, pentru că mie mi-a plăcut întotdeauna la tine. Mulțumesc, apreciez. Apropo de oameni, uite, dă-mi voie să-ți dau un exemplu care mi-a uit acum în minte. Eu în momentul când semnez contractul cu oamenii, cu viitorii miri, eu deja... de două ori am avut și în ambele cazuri m-am dus acasă și soția mea este martor. I-am spus soției, uite, am semnat un contract astăzi, dar această nuntă nu va fi. A, și... că ai văzut că erau cam, se uitau cam conci unul la altul. Dar i-am simțit, i-am simțit. Și după vreo 6 luni aproximativ, m-a sunat mireasa și mi-a zis că vreau să se întâlnească cu mine. A dorit să se întâlnească cu mine și am zis soției mele, zic, după voce și după ce, dacă mi-a zis data anunții, zic că asta e persoana, ții minte când ți-am spus, dar zic să vezi că nu. Și nevastă mi-a zis că nu vine să crede. Deci îi simți, n-ai cum. Mi-ai minusit, da, orică sunt pieși de la spate, orică, da, știi, urmează să avem un copil, că na, n-am avut deschisă nicio tutungere roată și nu ne-am luat măsuri de contracepție și așa mai departe. Există astfel de, așa. Mie mi-a plăcut întotdeauna un lucru la tine, faptul că ai fost deschis la tot ce era nou și faptul că ai primit oamenii cu brațele deschise. Ești unul dintre puținii care așteaptă și conduce la masă clienții. Da, da, da. Păi și de Revelion, îți dai seama... Ai făcut 100 de kilometri de Revelion. Da, da. Sincer, am stat 80% din timp, am stat la cort. Da? Ținând cont că este nou și... trebuie să mă ocup până crește și oricum am un coleg extraordinar, Florin îl cheamă, care mă ajută enorm și ne ajutăm de altfel reciproc.
Și așa ies evenimentele, da. Așa sunt evenimentele reușite. Ai avut, să spun așa, o inspirație maximă alegând ca a doua trupă, trupa Bravo. Să știi, am colaborat și cu Sincronul de Fapt Ținite, inclusiv la nuntă. Am colaborat și cu Bravo și am prins cu ei un majorat unde tata era maghiar, mama româncă. Păi a cânta, eu zic că nu mai știai când cântă românește, când cântă ungurește, da. Ritmul era același, trecerea, da. Și dansa lumea toată, da. Maghiar, români, nemți, toți la un loc. Și, am colaborat cu ei atunci și am zis, măi, Eugen, îmi place, că nu i-am mai văzut până atunci, decât așa că la zilele comune, nu știu care, la zilele ăsta. Leagă foarte bine melodiile între și trecerea ele. Trecerea este nici nu simți, apropo, foarte bine punctat. Așa este. Să știi că formația Bravo a progresat foarte mult. Poate se vede în calendarul lor că au mult mai multe evenimente și le-a plăcut. Uite, au ceva că nu poți să stai la masă. Asta e important. Adică te atrage pe ringul de dans, orice ar fi ei în primele minute când încep să cânte. Deja îi încântă pe oameni și automat vin. Și asta trebuie, ca o formație, trebuie să ai magnetul, să simți publicul, adică să știi și cât să cânți, că de multe ori, după părerea mea, eu cred că așa și procedează. Adică tu trebuie să știi că poate mireasa e unguroaică, da. Română, și aceea trebuie să știi, sau ca procent. Și să menții echilibru, da, e un esențial lucru. Este mai greu. Și plus, Iouji și în limba română cântă mai bine decât mulți români, un maghiar. Da. Dar așa cântă așa. La perfecție românește, da? Deci așa. Bagi în buzunar pe mulți cântăreți din satul mare Iouji, pe mulți. Hai, da. Dragă Vasile, ce planuri mai ai pentru 2014? Păi, să am sănătate în primul rând înainte de toate, înțelepciune asta și asta. Și sigur, ca evenimentele pe care le organizăm să fie dintre cele mai reușite din acest județ. Pentru că eu cred că prin acest frumos proiect Paloma Blanca am făcut ca să cresc un picuț calitatea și nivelul a tot ceea ce înseamnă restaurant și cine are de câștigat este doar publicul, sătmărenii, adică. Da, știi că ne-am programat și noi chef la tine, nu? Da, așa este. Dragi telespectatori, săptămâna viitoare chefuim la Paloma Blanca, l-am invitat pe DJ Soso să ne cânte și să ne încânte. Va fi nebunie. Ce zici? Pe 24, da, scuze. Pe 24. Soso și va mai veni Alex și va ieși nebunie acolo. Sper să fii și tu acolo. Da, în fiecare an sunt alături de voi. Și... Știi de ce? Pe la ultimul chef alături de tine ne-am oprit la un moment dat și toți făceam calupă. În semn de mulțumire. Auzi, bine că nu mă cheamă papagal, Vasile. Da, nu știu cum făceam. Făceam ceva de genul. Da. Vasile, ne apropiem de sfârșit, te rog foarte frumos să spui câteva cuvinte pentru telespectatori și încă o precizare, vei continua seria Binefacerilor cu sarmalele? Nici nu se pune problema asta. Ești tare, nu se pune problema. Deja, nici nu mai știu, am pierdut numărătoarea, chiar o să mă pun într-o zi să văd câte luni am dat, dar cred că am trecut de peste 100.000. Ai trecut de 100.000, spun eu. Ai trecut de 100.000. Deci, păi în februarie vor fi 4 ani. Și, dragi telespectatori, trebuie să vă mai spun o fază haioasă, faină. Sun odată și spun, Vasile, mai dai sarmale. Da, bun, vii la noi, hai că, uite, așa, să povestim cum se întâmplă, cum decurge totul acolo. Da, Vasile, da. Mă, tu dai sarmale, mă, la toți flămânzii, mă, și nouă, nu ne aduci niște sarmale. Și vine Vasile cu o caserolă mare, cu 100 de sarmale. Și când s-a terminat emisiunea, ne pupăm, dăm mâna, pleacă. Vine doamna Rodica, femeia de serviciu, Gabi, ce faci? Păi fugi și luați pâine, că v-am adus de mâncare. Și am mâncat toți ca flămânzii, dar era foarte bune, trebuie să spun. Păi, logic, sarmalele făcute la cantitate, în cantitate care le facem noi, sunt foarte bune. Nu ai cum, oricine le-ar face. E specialist în sarmale deja. E specialist. Da, da, da. Și chiftele, să știi că lumea zice că chiftele de la Paloma sunt foarte, foarte bune. Deci eu nu mânca nicăieri. Serio, mulțumesc, apreciez. Na, o să vin odată la nuntă la tine să iau un interviu la mire și la mireasă și să zic, no, acum dați-mi niște chiftele, e la lup. Aș dori să vorbesc foarte pe scurt, da, ținând cont că este emisiunea pe sfârșit, de târgul de nunți care
va fi... O, începe când? Acum, 18-19, da, când? Da, pe 17, pe data de 17-18-19 ianuarie. Vă aștept într-un număr cât mai mare la cort, Paloma la Blanca. Paloma Blanca, pe strada Odoreului. Odoreului numărul? Ca să, numărul 11. Deci, așa, exact înainte de uzina de apă, este un mega târg. Vă așteptăm să vă alegeți fotograful, cameramanul, rochea de mireasă și tortul, tot ceea ce ține de acest important eveniment. Artificiile de nuntă, pijamale de mire, tot ce... Da, așa. Bun. Și vineri de la ora 16. Îți mulțumim, Vasile, îți dorim mult, mult succes în continuare și un an plin de realizări. Doamne, măcar triplu să fie, triplă încasarea față de anul trecut. Încasările să fie triple. De mine depinde numai. Deci... Și de bunul Dumnezeu, că nimic nu se face pe lumea asta fără voia lui Vasile. Doamne ajută! Îți mulțumim! Îi dăm cuvântul domnului antrenor național Florin Mureșan, care dacă a auzit că vine la noi lupul, a zis că e frică să stea singur în col, să-l punem aici lângă lup. Da, e cel mai pașnic lup. Dar am rămas fără voce, că am văzut lupul și uite că am rămas fără voce. Deci, face parte din poveste. Că precis și Scufița Roșie, cu siguranță că și-a pierdut vocea la moment. Scufița mea înainte a ieșit de aici. Da, Scufița a fost înainte, asta e o poveste interesantă. Eu cred că o mai întâlnim încă afară culegând flori, floricele. Hai să vedem, mi-am zis că vin lângă voi pentru că aseară am avut cum a fost cu superlativele? Maraton a emisiunii Săptămâna Sportivă și le mulțumim cititorilor pentru că au votat în număr mare în luna decembrie. Sincer, nu mă așteptam să iau așa o asemenea amploare sondajul pe care l-am propus în luna decembrie, iar aseară am acordat premiile pentru primii doi clasați, cum n-am mai putut și așa a fost lungă emisiunea, dar dacă dădeam tuturor celor clasați, să spunem așa, câte o diplomă și a fost câte un discurs mai lung, altul mai scurt. Am avut aici în studio pe o parte dintre premiați, unii din motive obiective, ba că n-au fost în satul mare, ba n-au avut timp la ora emisiunii să ajungă la studioul nostru, dar cu siguranță le vom înmâna în această săptămână diplomele și lor. Le mulțumesc celor care au fost în studio. O prezență extraordinar de plăcută a fost a Alexandrei Șerbanoiu, arbitra de Liga 4. E un moment, am putea să-i spunem, deosebit, pentru că, iată, se recunoaște că și doamnele au loc într-un sport până mai ieri considerat al bărbaților. Alexandra e una dintre arbitrele apreciate la nivel de Liga 4 și nu e puțin lucru. De asemenea, în premieră, la un interviu televizat, a fost Claudiu Ciocotișan, desemnat cel mai bun fotbalist din Liga 4 și se pare că n-au greșit cititorii noștri și telespectatorii noștri, pentru că, iată, Ciocotișan, după un sezon bun la Cămin, a fost promovat la o echipă Olimpiei, e în pregătiri cu Olimpia și dorim să și rămână acolo în lot pentru retur. Vlad Bujora și cel mai bun jucător de la Olimpia și el prezent în studio. Milu Petric și Dacian Nastă e cel mai bun antrenor din Liga 4 și de asemenea Tudor Barbul, cel mai votat antrenor sădmărean al anului 2013. A fost o seară superlativelor la concurență în prima parte cu ce s-a întâmplat la Balonul de Aur. Cristiano Ronaldo a câștigat oarecum pe bune și emoțional votul acolo. Eu, dacă ar fi fost să judecăm altfel lucrurile, cred că Ribery ar fi avut șansa lui într-un an în care 2013 a câștigat cam tot cu Bayern München, dar a fost antrenorul, a fost antrenorul de la Bayern care a luat titlul de cel mai bun antrenor și atunci s-au mai compensat lucrurile. Le mulțumesc încă o dată celor prezenți în studio, iar de acum încolo să spunem că din această săptămână începe cu adevărat și munca. Vin meciurile și oficiale și de pregătire pentru echipele din satul mare. Sâmbătă prima etapă la basket feminin în retur, ce se mai joacă acasă cu CSM Oradea și handbaliștii revin în atenție cu un prim meci amical, apoi cu meciuri oficiale în returul ligii secunde. Voleibalistele încep și ele la sfârșit de săptămână returul ligii a 2, iar Olimpia 19 are programat primul meci amical din acest an. Gabi, cam așa stă lucrurile cu sportul. Azi noapte la Australian Open Simona Halep, cea mai în vogă tenismenă din România, reușește să se califice mai puțin de o oră, 6-0, 6-1 fața unei poloneze. În schimb, Irina Begu a pierdut surprinzător, dacă ne uităm la rezultat, în setul decisiv a avut 5-3, a avut 2 mingi de meci și a pierdut până la urmă cu 7-5, din păcate, în fața unei jucătoare venite din Ucraina, iar Hănescu m-a mers și el mai departe în 3 seturi, fără prea mari emoții. Îți mulțumim, domnule Florin Mureșan.
Și de asemenea, profitând de faptul că l-avem aici lângă mine, trebuie să-i mulțumesc că și în 2013 a fost principalul meu colaborator, un om care a adus un aport deosebit ceaiului de dimineață dintr-un simplu motiv. Are harul. Eu, dragi telespectatori, nu știu să citesc sportul, că nu pușcă. Doar karate, aikido, judo, d-astea, lupte, K-1, alea, da, cu mare tragere de inimă, restul nu pușcă la mine. Florin are un har deosebit. Și chiar în momentul în care a lipsit câteva zile, că era plecat nu știu unde cu echipa, m-a oprit un bătrânel simpatic pe stradă, nu s-a spus niciodată. Dar pe domnule, cu Florin ăla ce face? Nu-l trezesc dimineața să vină la timp, că dacă el nu vine dumneavoastră, nu zice sport, că nu vă doare, numai disco, știți. Spun sincer, mi-a spus. De aceea trebuie să-ți mulțumesc că ai fost prezent atât cât ai reușit alături de noi la ceaiul de dimineață. Da, felicitări, vorbești foarte frumos și să știi că îmi face plăcere să te ascult și cred că și telespectatorii, cred că am putea să te ascultăm o oră, două, trei, într-una și... Nu, am mai pățit-o așa cu vorbit într-una la radio, la un moment dat una dintre colege, eram în studio la Casa de Modă și mi-a dat foc știrei. Și, bineînțeles, colegii grăbiți una într-una, a apărut Vavi de la Sunet și eram în direct. Și atât a durat meciul de tenis până am stins foaia. Îți dai seama că am tot spus meciul într-una. S-a terminat lista cu tenismen pe care știam eu, dar ca să nu se prindă ascultătorii că ceva se întâmplă în studio, am tot spus meciurile una într-una. Nu conta că meciurile nu s-au jucat niciodată. Îți dai seama, 7-6, 3-6, tot spuneam acolo rezultate și până am stins focul. Au mai fost pățanii de ăsta în care a trebuit să vorbești mult, chiar dacă de multe ori ești obligat să mai fabulezi sau să inventezi una alta. Dar, din fericire aici, timpul e prea scurt la cea de dimineață. O astfel de fază am pățit la un concurs de mis unde interpreta artista ceruse să-i fie dați toți banii înainte să urce pe scenă. Și banii erau o parte din ei la poartă, o parte din ei la șeful comitetului părinților, o parte la nu știu ce și până am mers ăștia. Dă-i zi sponsori, mulțumim lui ăștia, mulțumim lui ăia, mai tragem de timp, evidențiem concurentele care până acum s-au distins, mulțumim ăștia să-l juriu și am scos-o. Dar până când au strâns banii, pentru că n-a vrut să urce pe scenă. S-au frit de o groază de ore artiștii români, că din păcate neseriozitatea ne caracterizează. Și au urcat, au cântat și pe băie, dacă ai cântat ce mai veni, ce mai să-ți mai dau, ia ceva de aici, doi biscuiți. Da. Te rog. Doi dintre invitații au fost fotografiați la momentul de folclor. Foarte tare. În colțul folclorului. Foarte tare. Tablou. Dragi telespectatori, acum să vă spun și bancul zilei și ăsta îmi place, se întâlnesc două blonde și spune: dar ce ești tu așa supărată? Păi băi, nepotrivire, neasortare totală. Cum adică? Îți vine să crezi fată, e mare nedreptate. Eu cu poșeta roșie, tu. Da. Rochie roșie, sigur. Pantofi roșii. Decapotabila roșie și trebuie să trec la semafor pe culoare verde, mă. Asta e unul. Așa, și cel de-al doilea. Doi tipi se întâlnesc într-un bar. După Revelion. La bar unul pahar de vodcă, la vodcă. Și da, tu de unde ești? Păi eu din Suceava. Bă, și eu sunt tot din Suceava. Aha. Dar în ce an te-ai născut? Că nu te-am prea văzut pe acolo. 1980. Măi, fantastic, și eu sunt tot din 1980. Extraordinar. Dar în ce lună? Păi în iulie. Incredibil, mă. Și eu tot în iulie, mă. Dar în ce zi? Pe 15. Nu pot să cred, mă. Și eu sunt din 15, mă. Și eu sunt din 15. Îți dai seama. Între timp intră în bar un al treilea tip și îl întreabă pe barman: ce mai e nou după Rebelion pe aici? Păi ce să mai fie nou, mă? Nimic. Iar s-au îmbătat gemenii, mă, și nu se mai recunosc. Da, vă mulțumesc că ați fost și azi alături de noi. Vă doresc o zi bună, ne întâlnim mâine dimineața la 7 fix. Sunt DJ Gabi și vă spun bye-bye.